Lovituri de teatru. Dragnea a pierdut cel mai vehement susținător de la Washington. I-a dat demisia, după un scandal uriaș. Eliot Broidy, fundraiserul care l-a invitat pe Liviu Dragnea în ianuarie 2017 la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump, i-a dat vineri demisia din funcția de vicepreședinte al Comitetului de Finanțe al Partidului Republican, după ce Wall Street Journal a dezvăluit ce Michael Cohen, avocatul personal al președintelui Trump, a negociat plata de 1,6 milioane de dolari unui fost model Playboy care spune ce Broidy a lăsat-o însărcinat, relatează CBS News, Politico și New York Times, conform Hot News. SUA, Franca sublinierei regatul unii, demers la ONU după bombardarea Siriei. Ce propun celorlalte 12? Recunosc ce am avut o relație consensuală cu un model Playboy, a spus Broidy pentru Wall Street Journal. La sfârșitul relației, această femeie mi-a spus ce este însărcinat. Ea singură a decis ce nu vrea să continue cu sarcina. I-am oferit ajutor financiar în timpul acestei perioade dificile, a mai spus el. Privit ziarului, Broidy ar fi făcut o înelegere cu modelul ca ea să nu vorbească despre sarcini. În schimb, el i-a promis 1,6 milioane de dolari care îi vor fi plătiți în rate pe o perioadă de 2 ani. Eliot Broidy a fost vicepreședinte al Comitetului de Strângere de Fonduri pentru Victoria candidatului la presubliniere SUA, Donald Trump. Broidy a fost presubliniere al Fondului de Investiții Mark Stone Capital, însă a fost nevoit să-i sublinierei de demisia în 2009, după ce a recunoscut ce a dat mitul milion de dolari către oficialii ai statului New York sublinierei către managerii ai fondurilor private de pensii. Liderul PSD Liviu Dragnea a fost în ianuarie 2017 în SUA, alături de premierul Sorin Grindeanu, pentru a participa la evenimentele de investire președintelui Donald Trump. Invita ea a fost făcut atunci de Eliot Broidy, care era vicepreședinte al Comitetului de Investire a președintelui Statelor Unite.